Începând cu anul 2017, la Unitatea de Asistență Medico-Socială de Dulești au fost alocate fonduri de peste 2,6 milioane de lei pentru reabilitare, modernizare și extindere. În fapt, a fost construit un nou corp ce are drept rezultat dublarea numărului de persoane aflate în nevoi ce vor putea fi internate. Lucrarea a fost finanțată în totalitate de Consiliul Județean Argeș. Am vizitat noul corp de clădire care este recepțională și față de care se așteaptă avizul Ministerului Sănătății, care de la începutul pandemiei, mai exact în martie, așteptăm să ne dea confirmarea, să intrăm, cum s-ar spune, și cu beneficiari în acest corp nou de clădire. Este printre puținele locații de acest gen din județ, văzând nu numai organizarea, resursa umană a salariaților, dar și confortul hotelier, care este foarte ridicat, în opinia mea. I-am încurajat, în momentul în care se dă bun de funcționare în noua clădire, fără niciun dubiu, trebuie să înceapă reparațiile capitale în actuala, în vechea clădire. De ce? Pentru că și aceea ar trebui, în opinia mea, și mă bucur că a fost de acord, ca și această clădire veche, da, să poată beneficia de confort sporit, în așa fel încât beneficiarii să se simtă cât de cât ca la deși acasă. Președintele Dan Manu împreună cu primarul Doru Slătineanu au vizitat și șantierul de la Tigveni, unde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș construiește pe fonduri europene locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități. Am găsit deschidere la dumneavoastră chiar de la momentul la care am demarat depunerea cererii de finanțare pentru aceste proiecte și l-am găsit foarte implicat și de vrea să dezvolte o gamă variată de servicii sociale la nivelul comunității. Este numai pentru că faptul că este unul din puținele centri de zi, el este, va constitui o modalitate de evitare a instituționalizării persoanelor adulte care în momentul acesta se află în familie, dar care, neprimind servicii adecvate, pot oricând să se întoarcă la centrele unde se urgență. Prin proiectele dezvoltate în comuna Tigveni, satul Bârsești de Jos și satul Bălilești, se urmărește dezvoltarea unor servicii sociale de tip locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul CITO Tigveni, dar și a unor centre de zi de care vor putea beneficia toți localnicii din zonă. Cel mai important lucru este că va funcționa un centru aici de sănătate. Eu exagerez puțin sănătate, dar este vorba de recuperare, de asistență medicală cu specialiști din diferite zone de activitate, că se cheamă medical, că se cheamă logoped, că se cheamă psiholog, că se cheamă sociolog. Și iată, venim în întâmpinarea și comunităților și a celor care, în fapt, nu sunt beneficiari. Desigur, și beneficiarii au beneficiul lor aici, de acest centru. Dar spun, cei care sunt la casele lor, copiii și nu numai, și adolescenții, cei care au nevoie de aceste ajutoare pe diferite coordonate, pot să beneficieze de aceste servicii. Mai mult decât atât, odată cu înființarea acestui centru, evident că este nevoie și de personal de specialitate. Și atunci, resursa umană, evident, respectând rigorile legii actuale, sunt încurajați ca să vină și cetățenii din zonă cu specialități ca să se înscrie la concurs. Consider că prin faptul că va deveni un centru polivalent care va deservi atât beneficiarii din centru care vor avea niște condiții de tip familial, cât și pentru oamenii din comună, cetățenii comunei care au nevoie de anumite servicii și care nu o să mai fie nevoit să meargă la un logoped, la curtea de arte, să o caute acolo, sau un fizioterapeut, cum spunea domnul președinte sau doamna director Gogoace, ci vor avea acele condiții aici să rezolve unele probleme și medicale, nu numai problemele sociale cu care ne confruntăm și care societatea noastră are tot timpul în atenție.
Implementarea proiectelor propuse va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi către servicii integrate comunitare de tip familial. În total, DGSPC Argeș are în implementare 5 astfel de proiecte, 2 la Tigveni și câte unul la Ciofrângeni, Băbana și Rucăr.